ce nu s-a putut varianta de 15% cum așa? Bună ziua! Am încheiat ședința Biroului Politic Național. Am avut un singur punct pe ordinea de zi. A fost nevoie să corelăm activitatea politică cu agenda internațională. Săptămâna aceasta, pe 25, când era planificat Consiliul Național, a apărut un Consiliu JAI extraordinar. Ca atare, secretarul general al partidului și ministrul de interne trebuie să participe la această activitate, motiv pentru care am solicitat biroului să amânăm pentru o dată ulterioară Consiliul Național, nu mai târziu de sfârșitul anului, în funcție de asemenea de activități. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, sigur, aseară am avut o ședință foarte bună în coaliție, o ședință în care am luat o decizie pentru cetățenii români. Așa cum am spus și am susținut de fiecare dată, nu luăm decizii pentru electoratul PNL sau electoratul PSD sau alt electorat. La guvern luăm decizii pentru cetățenii români și sigur s-au vehiculat mai multe cifre. Cifrele acelea au fost discutate din punct de vedere al abordării tehnice. Era foarte clar că orice decizie luăm, ea trebuie să fie în primul rând legală, trebuie să fie sustenabilă și trebuie să fie dezirabilă. Procentul de 15%, anvelopa, am vorbit cu toții de anvelopa de 15% și de asemenea am vorbit de ca atare, având pe masă aceste cifre, aseară am putut să discutăm și să cădem cu toții de comun acord că putem să asigurăm o creștere a punctului de pensie cu 12,5% și de asemenea să ne îndreptăm în spiritul coeziunii sociale și în spiritul în care avem nevoie să dăm să ne ducem cu ajutoare către cetățenii, către pensionarii cu pensiile și respectiv veniturile cele mai mici, stabilind nivelurile de sprijin așa cum au fost comunicate aseară pentru cei cu până la 1500 de lei, 1000 de lei în două tranșe, pentru cei între 1500 un leu și 2000 de lei, 800 de lei până în anul 2023, de asemenea în două tranșe, iar pentru cei care au venituri între 2.000 un leu și 3.000 de lei, 600 de lei de asemenea în două tranșe. Sigur, au fost luate decizii care au vizat și continuarea demersurilor, deciziilor luate astfel încât odată la două luni de zile să fie alimentate acele vouchere în valoare de 50 de euro pentru cei care în anul 2023 aveau pensie de până la 1500 de lei. Acum am ridicat plafonul la 1700 de lei, pentru că probabil odată cu această decizie de a mări punctul de pensie, pensiile vor crește și trebuie să continue să beneficieze de acest sprijin. Și de asemenea a fost decisă măsura pentru energie, astfel încât anul viitor în două tranșe 1400 de lei vor fi asigurate pentru toți pensionarii care au pensii mai mici de 2000 de lei și vârstă mai mare de 60 de ani. Vor fi indexate de asemenea alocațiile pentru copii cu rata inflației, de asemenea indemnizația, cea 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap și desigur actualizarea pensiei veteranilor și de război și a văduvelor veteranilor de război din 2018, ceea ce înseamnă aproximativ 30%. Este aceasta o decizie sustenabilă, având în vedere că și impactul bugetar, am văzut, este destul de mare și avem deja un deficit bugetar tot așa destul de mare? Am luat toate aceste decizii pe baza datelor și este o măsură sustenabilă. Nu am făcut
nimic, nu ne putem permite ca deciziile pe care le luăm să ducă în așa fel încât să avem riscuri mai mari decât sunt oricum create de actualul context. Deci decizia este sustenabilă, sunt bani, nu am luat decizia până ce nu am avut fiecare bănuț în față. Domnule premier, pentru că vorbeați despre cei cu venituri mai mici, Partidul Social Democrat transmite că PSD este cel care până la urmă a convins coaliția să dea aceste venituri în funcție, acești bani în funcție de veniturile pe care le au pensionarii. Până acum știm că PNL nu era de acord cu majorarea în mod diferențiat. A reușit Partidul Social Democrat să-i convingă pe liberali? Eu cred că este doar o problemă de comunicare. Eu personal de fiecare dată am anunțat că vom lua măsuri astfel încât să asigurăm protejarea tuturor cetățenilor români. Important în momentul de față nu este cine a propus. Fiecare dintre noi am venit cu propunerile noastre. La un moment dat, dacă vă faceți aminte, s-a vorbit de 10%, la un moment dat de 6%, s-a vorbit despre 15%. Iată, astăzi, întreaga anvelopă pe care am decis-o aseară este de 15,8%. Pentru că bugetul. Partidul Național propunerea a venit inițial de majorare a pensiilor. Explică premierul Nicolae Ciucă, doamnelor și domnilor, cum s-a ajuns la acel procent de majorare a pensiilor, de asemenea toate detaliile legate de deciziile care s-au luat aseară. Urmărim în continuare.